Bună ziua, dragi și bun găsit la Întâlneacă Prof. Online. Vreau să te numești cum tu? Denisa. Denisa, vreau să spun că la ora asta poți să stai acasă și să vede emisiunea în direct pe Prof. Online TV. Dacă știi asta. Noi acum am mai echipat, am aranjat totul și pornim la treabă. Da? Deci, vie aici sau stai acasă, tot un an. Dar anunță-ți colegii tăi că ei pot să vină, să stea acasă și să poată vedea lecția. Bine? Da. Așa. La ora asta, la 4, începem lecția cu clasa a 5-a. Poftim Stefania, tu o să urmărești ce facem cu ea, lecția ei și dacă ai ceva de întrebat, întrebi și tu. Zim. Primul punct. Așa, temă pentru acasă, nu? Da. Pentru acasă. Clasa a 5-a. Atât, nu? Pornim. Determinați termenul necunoscut x din. Deci determinați x din. Din. Punctul A. Ia să vedem. 5 minus x. 5 minus x. Plus 7. Plus 7. Egal cu 9. Egal cu 9. Deci 5 minus x plus 7 egal cu 9. Ce să pun eu, ce x să pun eu acolo ca să fie adevărată relația asta? Oare să încercăm la întâmplare, așa? Adică să pun și eu cu un număr, să vedem dacă e adevărat. Hai să facem la întâmplare. 2. 5 minus 2. 7 și 7. Să facem 5 minus x egal cu 9. 5 minus x egal cu 9. A, să ne închipuim că ăsta ar fi un termen al adunării. Așa te gândești și tu. Deci ăsta ar fi un termen al adunării și atunci unul din cei doi termeni este 9 minus 7, nu? Deci echivalent, mă spune că 5 minus x egal cu 9 minus 7. Ce ce? Și cam mai departe dacă vrei cu 2, da? Da. Eu zic echivalent, ca să trim încă o dată. Echivalent cu 5 minus x egal cu 2. Ce înseamnă în final? Deci cum se egal cu x egal cu 5 plus 7 plus 2. 5 plus 2? Nu, minus. 5 minus 2, da? Ca să-l găsim pe x din 5 din descăzut, scădem rezultatul, da? Deci x va fi egal cu 5 minus 2, care înseamnă 3. 3. Asta era rezultatul. Ia să vedem, facem proba. Să vedem dacă n-am greșit. Nu prea știu bine dacă am greșit sau nu. Ia să vedem, dacă pun pe în loc de x 3, cât vine? 5 minus 3, 2. 2 și cu 7? 9. Perfect! N-am greșit. Bun, mergem mai departe. Te rog. Stefania. Paranteză rotundă. Așa. 623. Punctul B, da? Da. 623. 623. Minus 295. 295. Uităm paranteza. Minus x. Minus x. Egal cu 70. Egal cu 70. Echivalentul. Trebuie să rezolvăm paranteza și după la fața x. Bun. Bun. Facem scăderea asta deoparte sau deodată putem face? Da. O punem deodată, da? Ia să vedem. 5 din, vorbește Stefania. 5 din 13, 8. 5 din 13, 8. 11 minus 9. 11 minus 9. 2. 2. Și 5 minus 2, 3. 5 minus 2, 3. E bine? Denisa, nu cumva să greșim. Ești atentă? E bine. Minus. Minus. X. Egal cu 70. Echivalent cu. X egal cu 328. Minus 328 minus 70 și egal cu? X egal cu 8, 12 minus 7, 5 și 3. Și? Adică 2. 2, 2, 2, că ne-am provocat deja. Deci 258 este X-ul. Bine? Da. Sunt greșit? Da. Sunteți două fetițe acum, sunteți atenți, nu cumva să greșim, da? Mergem mai departe, A, B, C.
576 minus. Paranteză rotundă. 25 plus 107 minus x. Închid paranteza? Nu, minus x. Tot în paranteză. Minus x egal cu? Egal cu 319. 319. Mai greu este aici. O să fac eu aici. Da, nu e așa greu. E așa greu? Eu zic greu. Putem să rezolvăm 25 plus 107. Minus x? Da, minus x. A, să facem mai adunarea ce e de acolo? Da. Da. Și după care de paranteză. Adică... Nu putem face toată paranteza, că e minus x aici, avem ceva necunoscut acolo. Da, putem face 376 minus 319. Wow! Ce idee faină de tot! Dar tu te gândești că ăsta ar fi un termen. Da, și... Și acum scăzătură e descăzutul minus rezultatul, nu? Da. Ce excelent! Deci de aici ar fi echivalent. Te rog să-ți dictez. Echivalent cu 25. 25 plus 100 107 minus x egal cu? Egal cu 376, da, minus 319. Corect. Și acum 25 plus 107 echivalent cu? Minus x egal cu? Deci 25 plus 107 minus x, 25 plus 107 minus x este egal cu scăderea, ce să facem? 7, că e 16 din 9, 7. 6 minus 5. Corect. Și nimic. Și nimic. Dar puteam să fie asumat și nu știu de ce am pierdut mă închid. Da. Nu este bănălăia am fost, să-l așa, să zic. Pentru că de la bun început, am zis, de a 25 plus 107. Trebuia să o scriu. Da, am văzut, facem acum. Ești deci echivalent cu? 7 și cu 5, 2. Deci, 5, 2 și 3. A, 132. 132, e bine? Da. 132 minus x egal cu 57. De unde scoatem pe x? X egal cu 132 minus 57. Da. X egal cu 12 fără 7, 5. Da. 3, nu-i bine? 3 minus 12 minus 5, 7. Deci 12 minus 5, 7, da? Este bine ce spune, da? Da. Deci 12 minus 7 face 5 și 12, da, că am luat 1, da, 12 minus 5 și egal 7. Deci răspuns corect, x egal cu 75. Bine. Vezi mai departe? A, B, C, D. D-o. Păi am dat drumul la cameră? Da. Da? Am un exemplu. Bine, se registrează. Bun. 1243. Deci așa văd. Acum sunt transmisiuni în direct. Da? Deci cineva, dacă vrea să vadă, să intre pe Prof Online TV, să tastează pe Google Prof Online TV, da, și să intre în pagina și să suntem în direct. Da? Practic, să vedem direcția în direct. Poftim? 1243 minus 755 egal cu 71 plus x minus 375. 375. Putem face scăderea. Să face scăderea ca să terminăm pe partea asta. Deci echivalent cu? Hai să zicem. Echivalent 13 minus 5. 8. Așa. 13 minus 5. 8. Iar 8. Da. Și 11 minus 7. 4. 4. Da? 488 minus... Egal. Egal. Da, 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 da. Egal. Eram... Atent, nu putem să facem egal cu x. Ne încurcă un pic. Eu zic să o luăm așa, așa ușor. Da. Egal cu 71 plus x plus x minus
375. Acum cum să fac? Cred că știu. 71 plus x egal cu 488 minus 375. Minus? Plus. Plus 375. Se schimbă semnul. Da, e adevărat, se schimbă semnul. Tu ai învățat așa mecanică, zici, într-o parte, de altă, schimbă semnul, nu? Da. Am învățat din clasa 3 asta. Din clasa 3 am învățat asta. Dar noi putem gândi așa, că e o scădere aici, da, da, e o scădere și înseamnă că, de fapt, pentru a găsi un termen al scăderii, scădem din rezultat pe celălalt termen, da? Bun. Adunăm, practic. Da. Adunăm. Și înseamnă așa. Că e 71 plus x, nu? 71 plus x este egal cu, cum am spus că am și uitat. 488 plus 375. Așa? Și care înseamnă ce? Echivalent. Hai să spun 71 plus x este egal cu, să facem adunarea. 8 plus 5, 13, 31. Da. Ducem la 7, 16, 6 și 1. Da. 8. 8. De unde scoatem pe x egal cu? X egal cu 863. Da. Minus 863 minus 71 și egal mai departe. 3 minus 1, 2. Cum 3 minus 1? 6 vă găsi, nu? Da, 6. Sau am scris eu? Eu am scris. Da. 863. 63. Așa vine? 863 da. Minus 71. Da. Dar săriți la mine, că dacă greșesc ceva. Eu sunt internet. Am da? Am înțeles. Deci x egal cu? 1 din 3. 1 din 3, 2. Da. 9. Așa, 16 minus 7, 9. 7. Și 7. 7 e bine, nu? Da. Deci 1 din 3 e 2, 16 minus 7 e 9, și aici a rămas 7, 792. Am aflat și pe x. Iată și acest punct de este făcut. E. Yeah. Punctul 2. A, atâta, numai, da? Da. A fost egiștiu 1 și 2. Acum. Determinați numerele naturale care verifică. Determinați numerele naturale ce verifică. Da. Punctul A. 12 da. Mai mic decât x minus 3 mai mic decât 27. Aș chiar am încurcat-o. Am învățat. Am învățat așa ceva? Da, la școală. Nu știu, locuim la întâmplare așa. Da. Da. Oricum, X de unde încep unde pot să lovesc? De unde încep ca să aibă loc scăderea asta? De la cel puțin 3 acolo. Chiar 4. Da. Ca 4 minus 3 să dea 1. Da. Deci X-ul pot să zic 4, da? De la 4 acolo. Ia să dăm, 4 e bun? 4, adică minus 3 face 1. 1 e cuprins între 12 și 27? Nu. Nu-i bun. Nu-i bun 4. Doar dacă facem 14 sau 13. De unde se începe oare cu ieșire? Păi ce dificil e, mă. Ce chiar e dificil. Cum să facem aici? Zece, să zic. De la 15 te gândești? De ce te gândi la 15? Stai că îmi place asta, dar ce 15 minus 3 ar fi 12. Și 12... Nu-i chiar mai mic. Nu-i chiar mai mic. Să zicem 16. Dar de ce nu 15? Pentru că nu zice că e mai mic și egal. Zice să fie mai mic 12. Aaa, strict? Da. Deci, cu alte cuvinte, 16 să începem, nu? Mm-hmm. Dacă începem 16, 16 minus 3, cât face 16 minus 13? Și 13 e mai mare decât 12. Da. Deci ar fi că primul element pe care putem să-l probăm de la 16 încolo, nu? Da. Deci ar fi aici. X aparține
mulțimi formată din 16, apoi 17. Și pun și 17, da? 18. Dar până unde să mă duc așa? Până la 26. Și 26 minus 3? Face 23. 23. Și 23 e mai mic decât 27. Da. Deci numai 26? Dar 27 n-are voie? Da. Că 27 minus 3? Ah, da. Rămâne mai mic decât 27. Apoi pe cine vă să mai continui? Dar 28 de ce nu? 29. 29 minus 3 cât face? 29 minus 3, 26. Nu? Și 26 nu e mic decât 27? Da. Bun, și 29. Da, 30. 30 minus 3? 27. 27. Și nu e și egal. Deci unde trebuie să mă opresc obligatoriu? La 29. Deci mă duc până la 29. Deci 18, 19, și așa mai departe, puncte, puncte, până la 29. Nu mai continui dincolo de 29. Nu. Eu că stric rezultatul. Bă, dar nu mi-a plăcut cum am făcut aici. Prin încercări, așa, nu-mi place deloc chestia asta. Trebuie să găsesc o idee deșteaptă. Una deodată, să-mi spun așa că... Deci X și Y sunt cuprinși între cine? 16 și 29. Deci, practic, asta ar fi ideea. Din toată asta a ieșit echivalent cu X și cuprins între 16 și, cât am zis, și 29. Dar cum s-a ajuns la 16? Eu pot să spun că este 12 plus un 3. Ia să vedem cum ar veni aici. 16 ăsta. Deci a fost bun 16. 16 minus 3 cât face? 13. Și a fost bun. 16 a fost bun. Deci pe 16 am să scriu așa. 12 plus 3. Mai mic decât X, mai mic decât... Nu, 12 e bine, 12 plus 3 nu e 12 plus 3. 12 ca să fie 16. 13. Deci fi 13 plus 3. 13 plus 3 fac 16. Bă, da, hai să facem astfel. Deci X și Y sunt cuprinși cu egal aici. Și egal. Ca să nu fie și egal, punem 15. Toți X și mai mici, mai mari decât 15 și mai mici decât 30. Mai mici decât 30. Dacă spun toți X și cuprinși între 15 și 30, pe 15 nu-l luăm, că nu are voie să fie egal. Și atunci, în loc de 15, cât urmează un care de la 15 acolo? 16. Deci, dacă spun toți X-ii cuprinse între 15 și 30, e vorba de toți X-ii începând, sau toate numerele, începând cu 16, 17, 18 și așa mai departe. N-ați înțeles aici. Mai există un pic. Vreau să spuneți, dacă scriu inegalitatea așa, 5 mai mic decât X, mai mic decât 9. Rezultă că X aparține cărei mulțimi? X aparține cărei mulțimi? De elemente. Dacă e vorba de X și cuprinși între 5 și 9. Ai. 5 și 9. Toți X și cuprinși între 5 și 9. Păi, 6. 6, 7 și 8. Așa zis. 3 elemente. X aparține lui 6, 7 și 8. Da? Scriem asta. Vreau să scriem. Pentru că ai o foaie de parte. Da?
că vreau să jucăm atent asta, într-un alt limbaj, ca să înțelegi și mai bine. Deci faptul că am scris acum că X-ul e cuprins între 5 și 9, fără să fie egal la vreun capăt, înseamnă că sunt X și începând dincolo de 5, imediat, 6, 7 și 8. Dar dacă ați vedea scris așa, X mai mic egal decât 5, mai mic strict decât 9. Deci X... 5. Începe și 5-ul. Păi da. E și egal. Deci X aparține intervalul mulțimii 5, 6, 7 și 8. Da? Atenție, dacă e și egal, începem cu același, da? Îndată. X aparține 5, 6, 7 și 8. 5, 6, 7 și 8. Aici, mă întorc la ieșițul de mai înainte. Ce înseamnă că ieșii sunt cuprinși între 15 și 30. Înseamnă că începi cu X-ul de la cine? De la 16, 17, 18, până la? 29. 29. Că e cel mai aproape, dar nu le-a pe 30, da? Deci ăștia sunt X-ii. Care sunt, cum i-am găsit noi și în problema noastră. Era vorba de X și de la... Unde am scris, mă? I-am scris la 16, 17, 18, până la 29. Deci, mulțimea acestor elemente provine de aici. X cuprins între 15 și 30. Acum am să scriu pe 15 altfel, dedesubt. În loc de 15 pun 12 plus 3, mai mic, 12 plus 3 e egal cu 15, da? Da. Mai mic decât X, mai mic decât, în loc de 30, zic 27, plus 3. Pe 12 plus 3 fac 15, și 27 plus 3 fac 30. Deci, asta care ne-a cerut autorul, dedesubt îi scriu ei așa, 12 plus 3, mai mic decât X, mai mic decât 27 plus 3. Spuneți-mi voi, cum credeți că am, de aici, aici, cum am ajuns eu? Ia, așa ce dăduse autorul. 12 mai mic decât X minus 3, mai mic decât 27. Și noi am transcris-o 12 plus 3, da? Mai mic decât X, mai mic decât 27 plus 3. Cum de-a apărut de aici, aici? Ce s-a întâmplat? Ca? L-am luat pe 3, dar... L-am adunat pe 3, peste tot. Și 3 minus 3 face 0, da? Deci, în inegalitatea asta, dublă inegalitate, dublă, da? Am adunat pe 3-ul în toți membrii. Și aici vine 12 și cu 3 fac cât? 12 și cu 3, 15. Și aici dacă adună în 3, 3 minus 3 face 0. Și rămâne doar X. Și din coace rămâne 27 și cu 3. 3 ăla care am adunat, 30. Deci inegalitatea asta nu ne-am prins. Deci nu ne-am prins noi, că trebuia să o scriem așa. Nu mai pierdeam timpul cu încercări, cu valori, cu... Nu, acum am descoperit. Asta era șmecheria. Hai să o scriem din nou. Deci 12 mai mic decât X minus 3, să le luăm din nou X. 12 mai mic decât X minus 3, mai mic decât 27, da? Echivalent, spunem că acum o să adunăm un plus 3 peste tot, adunăm un 3 peste tot, în fiecare membru, și atunci devine asta. Echivalent de cum? 12 plus 3, 12 plus 3, mai mic decât X plus 3, minus 3, e vorba de 3-ul care l-a adunat și aici, 3 minus 3, mai mic decât 27 plus 3. Echivalent cu, cum vine acolo, 12 cu 3 înseamnă 15, mai mic decât 3 minus 3 să terminați 0, X
Deci x plus 0 face x, n-are rost să mai pun, mai mic decât x, mai mic decât 27 plus 3, 30. Și acum de aici rezultă că x aparține mulțimii, deci a scriu așa, adică x începe cu cine? Care sunt toate numerele de la dincolo de 15 până în 30? 16, 17 și așa mai departe până la 29. Și asta era rezolvarea corectă, clară. Am mai bâlbâit așa, m-am dat-o noi, hai să încercăm, hai să nu știu ce, nu știu cum. No. Așa trebuie redactat. Adică șmecherea era să adunăm un 3 peste tot. Și ne dă X-ul cuprins între. Și cu orice tip care sunt X și aceea. Hai facem un grup. Mi-a plăcut asta. Tot pe foiță deoparte, da? Scriem așa. Hai să spunem. 15 mai mic decât X plus 7 mai mic decât 25. Deci X plus 7 cuprins între 15 și 25. Ce să facem acum peste tot? Să împlinim cu 7. Nu, scădem 7. Scădem că 7 minus 7 face 0. Deci sus am adunat, că era scăzut. Dar tu mai invers facem. Dacă scădere adunăm, dacă e adunare, scădem. Deci scădem un 7. Scădem un 7 peste tot. Și ieșitul devine... Ștefania vorbește. 15 minus 7. Așa. 15 minus 7. Mai mic. Mai mic decât? X. Mai mic decât 25. 25. Minus 7. Echivalent cu? 15 minus 7. 15 minus 7. 8. 8. Mai mic decât X. Mai mic decât? Sigur, 18. Păi 25, nu? 18. Și acum, X aparține cărei mulțimi? De unde încep X și care îmi plac mie? Cupriși între 8 și 18. De la 9. De la 9. Sigur, X aparține în 9, 10, 11, până unde mă duc, Ștefania? Până la 8. Aveau și pe 18? Nu. Nu, 17. 17. Deci ultimul pe care îl iau, 17. Mai facem unul. Am început să prindem șmecherea așa. Mie îmi place foarte tare când lucruri merg bine. Ia să spun așa. Să spun 19 mai mic egal decât 2x minus 5 mai mic decât 23. Împărțim adică. Deocamdată nu, ne încurcă asta, scăderea asta, scăpăm din scădere. Pentru că scădem, scăpăm de ăla, ce facem peste tot? Îl adunăm pe 5. Adunăm pe 5. Adunăm pe 5. Da? Deci adunăm pe 5 peste tot. Plus 5. Și devine, te rog, am uitat cum te cheamă. Cum? Denisa. Denisa. Dacă la început așa se întâmplă, până ne voresc. Denisa, dacă adunăm 5 peste tot, cât devine X-ul? 19 peste 5. Adică? 24. Da, 24 mai mic egal decât 24 mai mic egal decât 24 mai mic egal decât 2X, nu? 2X plus 5 minus 5, ca să înțeleagă tot om. Plus 5 minus 5, că am adunat peste tot 5. Mai mic decât? 23 plus 5, 28. 23 plus 5 fac 28. Echivalent cu... Să scriem 5 minus 5 face 0, adică 22. Deci apare, te rog să Ștefania vorbește, 2x, nu 2x, 24. 24. Mai mic sau egal. Cu? 2 ori. Da. Mai mic, 28. Decât 28. Dar vreau să rămână X acolo. Ce să fac? Împărțim la 2 peste tot. Perfect. Și devine? 24.
împărțit la 2 deodată? 12. 12. Deci 12, mai mic egal decât x, mai mic strict decât? 14. 14, da? Cu 28 împărțit la 2, 14. Și acum, care sunt toți x-ii de la 12 încolo până la 14? 13. Numai 13. De la 12 la 14, da? Da. Este de acord și Ștefania sau mai este vreun element? 12 și 13. 12 și 13, că și e egal aici. Asta e poanta. Deci aici e păcăleala. Deci, dacă ai fost strict, era numai 13. Dar așa e și 12. Deci x aparține mulțimii 12 și 13. Bine, s-a, dar de unde ai aflat-o din mine? Hai să vedem. Că mă, eu când mergeam tot timpul la magazin, știam că se face pregătire și sora mea când s-a dus până la librărie a zis, uite, uite că se face pregătire, să te duci și tu. Fiindcă nici eu nu prea descurc, așa să zic. Eu am zis să fac pregătire, să... Deci așa e drept, de când ai văzut afișul acolo? Da, mă, foarte bine că ai făcut asta. Și am văzut exercițiile de la matematică. Dar unde ai văzut? Păi, când am trecut, am crezut că este ceva tot așa cu calculatoare și m-am uitat prin geam și am văzut că sunt de clasa a patra când treceam. Când ai trecut acolo, erau chestiuni de clasa a patra. Bravo! Mă bucur mult. Și atunci ai văzut, scris acolo pentru clasa a cincea și ai făcut... Ai avut curaj să vii să stai de vorbă. Care-i problema, nu? Bravo! Te fericit! Așa. Și acum să mergem mai departe. Punctul B. Suntem la 2, nu? La ghisul aici. Da. Am făcut mai multe ghisiții la punctul ăsta A, parcă, nu? Da. Am făcut mai multe variante, când ne-am gândit. Deci, suntem la B, să vedem. Acum. Te rog. 225. 225. Mai mic sau egal X plus 100 mai mic sau egal decât 237. Hai să ne facem acum de vreo privire. Ce facem peste tot? Scădem 100. Scădem 100, sigur. Minus 100. Și echivalentul, te rog să vorbești, Denisa? Echivalentul 125. A și scăzut. Din 225 scăzut 100 și faci 125, foarte bine. Mai mic egal decât... Mai mic egal decât... X, rămâne, acum știm de ce. Mai mic egal decât X, care e mai mic... Egal decât? Egal decât 137. 137. Asta înseamnă că x aparține. Deci rezultă că x aparține care mulțim, care, cu care elemente începe? Cu 125. Cu 125 chiar, că și egal. Corect. Cu 125, 126, puncte, puncte, pe număr de bădu. 137. 137, că luăm și pe el. Pentru că e și egal. Asta e povestea, da? Puncte, foarte bine, foarte bine. Da? Ce? Ce, Ștefania? Te rog. 123. Mai mic sau egal decât x minus 100. Așa. Mai mic sau egal decât 149. 149. Ștefania, tu vezi? Adunăm cu 100. Adunăm cu 100. Da. Da? Deci adunăm 100. Și ne dă 223. 223. Mai mic sau egal decât x. Mai mic sau egal. 249. Corect. Pentru că x aparține. X aparține. De unde începem? De la 223. Așa. 223, 224, puncte, puncte. 249. Câți colegi sunt în clasa ta? 21. Unde vei să ajungi la școala de aici? Spiru Haret. Asta de aici, nu? Da. Știi care e obligația ta? Să le spui tuturor. Deci mâine la școală, nu mâine, luni când te duci la școală, îi spui, băi, există proful online și stați acasă să vedeți tema. Da. Spui dar tuturor. Cum adică, de exemplu, eu dacă am temă, vin aici și o rezolv. Da. Și tema ta o pot vedea toți colegii tăi.
Una are tema, ea are mâine luni tema asta, da? Și e rezolv tema acum. Dar toți colegii ei care știu de asta, stau acasă și fac tema. Înțeles? Că e transmisiune în direct. Da? Bun. Dar chiar dacă nu se plătește exact exercițiul acela, dar dacă noi facem tehnicile astea de lucru, tu dacă ai exerciții de astea nu le rezolvi? Ba da. Deci, e înțeles? Facem modele, discutăm, ai asta, altă treabă este. Bun. Perfect. Punctul D. De. 4. Da. X sau egal. Decât 4 plus X. Mai mic sau egal decât 9. 9. Acum, așa? Minus 4. Minus 4 peste tot. Da? Da. Și bine? Și 4 minus 4 este 9. Mai mic sau egal decât X. Mai mic sau egal decât 5. Alo. Bună ziua. Bine, perfect. Bine, bine, perfect. Bine. La revedere, salut. Și acum înseamnă că X poate aparține de la 0 până la 5. Da, așa vine, X aparține. Deci de aici rezultă că de o parte. 4 minus 4, 0. 0 mai mic egal decât X, mai mic egal decât 5. Și deci înseamnă că X aparține de la 0 început, 0, 1, puncte, puncte, până la 5. Inclusiv și 0 și 5, da? Altul, următorul? Punctul 3. 3. E ghișitul 3, da? Da. Să vedem. Aflați pe x din 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte. Nu, 1 plus 3 plus 5. Deci să aflăm pe x din 1 plus 3 plus 5 plus puncte, puncte, plus plus 99. Da. Plus 99 plus x. Da. Egal cu 2 plus 4 plus 6 plus puncte, puncte, până la 100 plus 100. 100. Da. Dar știi de ce se zice suma Gauss? Da, da, să nu înțeleg. Nu înțelegi? Înțeleg că de la 1, 2, 3, dar după când e 2, 4, 6 sau mai mult. Când sar așa din 2 în 2. Deci dacă iar pe toți, dacă sunt toți termeni consecutivul, adică tu știi așa, că 1 plus 2 plus 3 da. Plus 4 plus puncte, puncte, plus 100, da. Știi că e egal cu cine? Da, egal cu 1 pe lângă 100 plus 1. Egal cu? Egal 1 supra 2 și după egal. Așa ne-a învățat Doamna. Deci egal cu? Hai să vedem dictează. 1 plus pe lângă. 1 pe lângă? Da. 1 pe lângă paranteză 100 plus 1 100 plus 1 supra 2 supra 2. Dar mecanică știi asta, nu? Deodată că și acum mi-ai spus mecanic. Ia să vezi cum s-a făcut. Dacă îți cumpă vestioara asta, nu mă uiți niciodată. Ce păcat că nu... Tu ai prieteni acum? Da. Ai un telefon la tine? Nu ai. Să fie anunțat prietenii tăi că ești la Prof Online și pot urmări lecția. Da, deci asta, ce, Ștefan, e bine cum o să ia acum? Da, e bine, dar mai poate fi scris. O secundă, dacă e bine, sigur e bine? Nu înțeleg de ce supra 2. Nu înțeleg de ce supra 2. Da. Și restul aici e bine, nu? Niciunul din față. Niciunul, rostul lui 1, nici ăla nu-l înțelegi. Că de fapt unul curte cu ce mă face același număr. Da. Ce rost ar fi avut unul? De fapt, 2 poate fi... Povestea este dacă formula este corectă sau nu. Întrebarea mea. Nu e corectă? Dar care ar fi cea corectă? Cea corectă ar fi fost 100 plus 1 împărțit la 2 plus 1.
Păi da, păi supra 2 înseamnă tot împărțit la 2. A, da. E termenul 1 plus termen, ultimul termen împărțit la 2. Dar ce la 2? Păi... De fapt, mai întâi împărțim la rație. Deci împărțit la rație. Dar suma asta, cum a făcut Gauss? Hai, povestește tu, dacă se amintești, că ți-am pus cu povestea asta. De 5 ori. De 5 ori, te rog. Păi, la școală, profesorul a venit și l-a dat copiilor un exercițiu. Învățătoarea. Da, învățătoarea. Era în clasa întâia. Da. Învăța să acolo, să adune numerele așa, și? Și în alea 4 ore, ea vroia să facă un plovă, că era iarnă. Și aveți din făcut o plovă, să plătească un plovă, da. În tot timpul ăla, le-a dat copiilor să facă asta. Adunarea de la 1 până la 100, da? Și învățătoarea s-a gândit că nu o să-și dea seama de suma lui Gauss și credea că o să adună. Dar nu era nicio idee, nimeni nu a avut ideea până acolo. Până acolo, până la momentul acela, toți copiii făceau așa, 1 și cu 2, 3, și cu 3, 6, și cu 4, 10. Și cu 5, 15. Și dă și munceau din răzputeri. De data asta, în clasă, s-a aflat Gauss. Da? Deci micuțul Gauss, copilul minunei, era prezentat acolo și el, dintre copiii ceilalți, a clasei. Și nici nu a apucat învățătoarea să-și scoată din sacoșă ghemuș cu andrelis ca să apuce de împletit. El s-a dus cu tăblița. La vremea aceea nu erau caițele, da? Tăblița. Și duce cu tăblița și arată rezultatul. Și învățătoarea era așa supărată, nici nu a vrut să uite pe tăbliță. I-au crezut că nu poate să fie rezultatul corect. Acest copil mai dăduse răspunsul de astea, dar acum asta niciodată. Și când s-a uitat pe tăbliță, era scris corect. 5050. 5050 rezultat. Nu, a muțit învățătoare. A zis, cum ai făcut, mă? Păi, tovarășa învățătoare, eu am văzut așa, că 1 și cu 100 face 101. 2 și cu 99, tot 101. 3 și cu ăsta din față, cu 98, tot 101. Câte perechi de 101? Și zice, m-am gândit așa, câte perechi de 101 sunt? Păi jumătate din câte am cumplat, câte două. 50. 50 de perechi. Și atunci 101 ori 50 și l-a dat 5050. Era băiat excepțional. Deci au făcut și mulțirea asta. Ne-a explicat și modul acesta. Da? Dar eu am reținut. Și atunci, egal mai departe. 100 plus 1, 100 plus 1, da? Deci 100 plus 1 ori 50. Adică ori 100 împărțit la 2. 100 supra 2. 100 supra 2 ca și cum aș zice 100 împărțit la 2. Și atunci răspunsul este egal cu 100 pe lângă 100 plus 1 totul supra 2. Da, așa am uitat. Păi vezi? Tu ai ținut ceva în minte, dar era mecanic în mintea ta. Da. Ai zis 1 pe lângă 100 plus 1 supra 2. Trebuia n, noi nu ne-am învățat cu n. De exemplu, n pe lângă, adică ultimul număr. N pe lângă n plus 1. N plus 1, da. Supra 2. Supra 2, da. Dar ăsta e motivul. Să știi că profesoara care v-a dat, sau profesorul care v-a dat, nu știu cine este la voi, ăsta e motivul. Da. Primul plus ultimul, ori jumătate din ei. Și jumătate din ei este n pe 2. Deci pentru suma 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus n. 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus n este egal cu n plus 1, primul plus ultimul, ori jumătate din ei, ori n pe 2. Și care înseamnă ce? N pe lângă n plus 1, scris invers, că doar la mulțire vreau să-i comutativ. N pe lângă n plus 1, totul supra 2. Asta este formula. Da? Formula când adunăm toate numele. Formula, așa se șoparte numele din formula lui Gauss, pentru că eu nu am văzut chestia asta, șmecheria asta. Este motivul, da? Deci,
Denisa, e clar acum. Da. Când sunt toate, te descurci. Dar vezi? Atenție, de acum nu mai uiți niciodată formula asta. Dacă e șmecherea 1 plus, așa cum a făcut el, cum s-a trudit el acolo, și o jumătate din numărul lor. Jumătate din numărul lor, dacă sunt el, ori el pe 2. Ori nu pe 2, jumătate din ele. Ăsta e motivul, da? Gata. Ai uitat. Tot de altceva. Deci când te-am întrebat dacă e bună suma, ai spus N plus 1 plus 1, te gândeai la altceva. La ce te gândeai tu, te rog? La sumă. Nu la sumă te gândeai. Când mi-ai dat răspunsul ăsta plus 1, te gândeai la afară termenului general dintr-un... A, da. Pe vezi? Deci facem ordine perfectă. Una este calculul sumei. Da, și alta este termenul general. Da. Bun. E, așa este. Da, dar la noi... Hai să facem așa. Hai să încercăm să facem suma asta deoparte. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus puncte puncte plus 99 egal cu. Asta spune că nu prea de discuții. Tare ești tu tristă pentru că la clasă acolo nu înțelegeai deloc, nu? Uite, Ștefanie, o să ne ajute acum. 99. Ștefanie, hai să mergem pe aceeași logică, ca să înțeleagă și Denisa. În mod normal, 1 și cu 99 fac 100. 3 și cu ăsta din față, cine este? 98. Da, e 98 aici în față? Nu, 97. 97, că zi 2 în 2. Da? Deci aici în față este 97. Da. Și cât face 3 și cu 97? 100. Apoi 5 și cu ăsta din față cât este? În puncte, puncte. 90, 95 ar fi, nu? 100. Și întrebarea, câți de astea de 100 facem? Că ies, ies și ies șmecherii. Deci, practic tot așa, 1 plus 99, ori cât sunt ei, ori cât sunt ei, aici e problema, cât sunt ei? Și pe rompăți la 2. Ori cât sunt ei, când erau toți, a, erau 99. Așa, numărul de... A, da. A, cred că mi-am amintit. Și acum, normal, dacă era 26 plus 25 numere consecutive, am fi făcut ultimul termen plus primul termen, ca să aflăm numărul de termen. Dar acum trebuie să facem... Mai sunt tot 99 de termeni, de la 1 până la 99? Sunt mai puțin. Da. Că-i sărim pe cei pari. Da, sunt. Cam câți ar fi după tine așa? Hai să vedem de la 1 la 7 câți sunt. 4. 1, 2, 3, 4, nu? Da. Deci cât sunt? 4, da? Da. 7 scăzut 1. 6. 6. Împărțit la 2. Că sar din 2 în 2. Da. 3? Și adunăm pe 1. Deci îmi facem împărțirea la 2 și prima adunăm un 1 pentru că îl luăm și pe primul. Ca să numărăm. Încă o dată. Să mă fac înțeles și mai bine. Uite. 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15. Hai să zic așa. Câți termeni? Când e numărul tu? Sunt 5. Da? Să văd 5. Dar ca să ai afli repede, ca număr de termeni, îți face așa. 15 minus 7. Deci din ăsta din capăt scazi pe stratul. 15 minus 7 face 8. Împas la 2. Că sare din 2 în 2. Da? Din cauza asta pățe la 2. Dacă ar fi din 3 în 3, dacă rația ar fi din 3 în 3, atunci am împărțit la 3. Acum am împărțit la 2. Și 8 împărțit la 2 face 4. Și mai adunăm 1, că îl punem și pe ăsta la numărătoare. Și cu el, și sfârșim și cu el. Din cauza asta trebuie să mai adunăm 1. Altfel spus, într-un metru liniar, deci într-un metru liniar, cultivăm ardei din 10 în 10 cm. Câți ardei punem într-un metru liniar? Grădinar. Bunica este
bunicul este grădinar, da? Și pune, plantează ardei din 10 în 10 cm. Într-un metru, câți ardei pune? 10. 11. Începi cu ăla. Începi cu ăla și sfârșești cu un ardei. Da? Asta e poanta. Și așa și aici. Începi cu el, sfârșești cu el. Și de ce mai aduni unul? Că tu cum ai gândit? Un metru împărțit la 10, de 10 ori, nu? 10 cm. Și ai zis, gata, sunt 10. Nu. Sunt 10 intervale, dar fiindcă începe cu primul și intervalul cu ultimul, trebuie să fie plus 1. Așa și aici. Am zis, 15 minus 7, 8, împărțit la 2 din cauza că așa, 4 și plus 1, 5. Plus 5 termeni. Acum, aici ai putea să spui câți termeni sunt? Da. 99 minus 1. 99 minus 1, 8. Împărțit la 2, tot așa. Cum 98 împărțit la 2? Nu știu. 98 împărțit la 2. Da, 98 împărțit la 2. Ia vedeți, este așa? Da, da. 49 plus 1. Plus 1 sunt 50. Da, da. Deci, primul plus ultimul, ori cât sunt ei, ori 50, ori 50, împărțim la 2. Împărțim la 2 pentru că am spus de ce. Fiindcă facem echipe de câte 2. Da. Deci suma totală de aici este 1 plus 99, care face cât? 100. 100. Deci egal cu 100. Plus, ori, pardon, ori 50. Și împărțit totul la cât? La 2, da? La împărțire, împărțim pe unul din ei, 100 împărțit la 2 fac 50, și vine 50 ori 50, 25, și cu 2 0 ori, 2500. Este bine? 2500 este rezultatul. Foarte tare! Acum aveți, mai țeste teamă de sumele astea? Nu, e șmecherie simplu. Eu șmecherie simplu. Vezi, de la Gauss am învățat și eu. Am învățat chestia asta și mă descurc în orice situație. Așa, asta toată știu cât este acum. Da. Cât este toată asta? 2500. Vine 2500 plus x egal cu. Hai să facem și pe cea departe. Încep și la asta. O să lăsăm pe... pe Daria, Daria, nu Daria, Denisa. Denisa, hai să facem suma asta. 2 plus 4 plus 6 plus puncte, puncte plus 100. Egal cu? Egal cu... 100. Așa. Plus 2. Plus 2. Deci 100 plus 2. 100 plus 2. Ori numărul lor, ca să vezi numărul lor, deoparte, e în așa, câți termeni sunt, înseamnă că ce faci? Ce manevră faci? Sunt 4. Nu. Dintr-o 100 scazi 2. Așa. A, 100 minus 2, 98. 100 minus 2, da? Din ăsta scazi pe ăsta. Împarți la, împarți la, la, din cât în cât sar la ei. 2, la 2. 49 plus 1. Deci pot plus 1 fac 50. E clar că sunt 50 de termeni. Și atunci, suma asta cu cine va fi egal? 100 plus 2 ori 50 supra 2. 2. Da? Supra 2. Și egal mai departe. 100 plus 2. 102. Deci face 102. Ori 50 supra 2. 102 ori 50 supra 2. 50 cu 2 simplifică. Și obținem 102 ori 25, nu? Și înmulțim deoparte 102 ori 25. Ia să vedem cât face 102 ori 25.
2550. Da? 2550. 2550. De unde spunem că x va fi egal de 2550, că de cu ăsta, da? X va fi egal cu 2550 minus 2500 și este egal cu 50. Da? Da? E egal cu 50. Așa că am făcut și acest punct. Altceva? Da. Alte chestiuni? Da. Vedem. Aici a fost interesant calculul sumelor respectiv, nu? Așa. Te rog. Rezolvați ecuația. Deci, x plus paranteză rotundă x plus 4, închidem paranteza x plus 4, da, închidem paranteza rotundă, da, egal 8. Egal 8. E, mai complicat. Cum mai descurcă acolo? Nu putem să desfacem paranteza și să-l scoatem pe x în 4? Da, dacă se scoate pe x în factor, nu e o operație din mulțire. Întrebarea mea, are vreun rost paranteza aceea? Nu. Nu. Deci nu are niciun rost. Pur și simplu putem să renunțăm la ea. Da. Atunci ar fi ce? X plus 4. Deci ar fi echivalent cu a scrie x plus x plus 4 egal cu 8. Și acum 2 ori x. Așa, că îți doi de-a de x. Da, îl scoate. Că sunt 2 de x. Da, x adică rămâne în paranteză 1 plus 1. Nu, nu e bine să se scoate factor. Ideea de scoate factor vine când apare acolo produse, nu știu ce, de la distributivitate. Deci x plus x, pur și simplu, da? Un număr plus un număr. Două mere, da? Deci vine 2x plus 4 egal cu 8. 8. Și acum? A, dar eu am scris 2x egal cu 8. Sigur că treci mai în față. 2 ori x egal cu 8 minus 4. Și egal cu 4. Adică 2, 2 ori x egal cu 4. Da. X egal cu... 2 ori cât se facă 4? Cu 2. 2. X egal cu 2. 4 împărțit la 2, sigur. Da. X egal cu 4 împărțit la 2 și face 2. Termate ghiști. Alte, altceva. Deci 55. Da. Rezolvați. 7 minus x mai mare sau egal decât 2. 7 minus x mai mare egal decât 2. Adunăm un x în ambii membri, sigur că da. Adunăm un x și echivalent cu. Sau 7 plus... Da. 7 plus x minus x. 7 plus x minus x mai mare egal decât 2 plus x. Am adunat peste tot în ambii membri, da? Și x minus x? 0. Și echivalent cu, da, zice că 7 mai mare egal decât 2 plus x. Acum ce să mai fac? Scădem 2. Scădem 2! Excelent! Deci scădem un 2 peste tot. Și vine 7 minus 2 mai mare egal decât x. Echivalent. 7 minus 2 ce înseamnă? 5. Mai mare egal decât x. Adică x mai mic egal decât 5. Poți să scriu să văd și așa. X mai mic egal decât 5. Care sunt x și aceștia? Rezultă că x aparține căror numere care sunt mai mici decât 5?
5 de la... Mai mici decât 5. Toate numele mai mici decât 5. Mai mici decât 5, adică 0. 0, 1, 2, 3 și 4 și 5. Da? 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Deci nu te gândești. Deci X este una dintre aceste valori. Da. Hai să mai vedem o două dată. Unde, Denisa, unde ți s-a părut ție mai interesant așa? Când am adunat un X peste tot? Că a fost aceeași, că era singurul care putea fi prima mare. Da, deci altceva nu vedeam acolo, pentru că vreau să scăpăm de minus X ăla, scădere, nu știu ce, și atunci am adunat X 7 minus 7. Poate că n-am scăzut pe 2 ăsta ca să fie numai X într-o singură parte, nu? Era 2 plus X și am scăzut pe 2 ca să fie o chestie de asta. Altceva? Hai să mai lucrăm noi acum. Șmecherii. Zicem așa. Azi de dacă mi-a adunat ce mai aminte probleme de acelea. Un constructor face vile, un constructor, face vile cu 3 și 7 camere. Cu 3, altele unele cu 3 și altele cu 7 camere. Deci un constructor face vile cu 3 și 7 camere. În total, sunt 10 vile. 3 și 7 camere. În total, sunt 10 vile. Iar numărul camerelor din cele 10 vile, numărul camerelor din cele 10 vile, este, cât am zis, cu 3 și 7. 3 și 7. Este 42. 42 de camere. În total. Deci, în total, sunt 42 de camere. Câte vile sunt cu 3 câte, și câte vile sunt cu 7 camere? Păi putem să considerăm că una de un fel și una de Deci, tu te gândești că, la una de cu câte camere? Una cu... 3 și... Una cu 7. Da. Dar putem să presupunem că toate vilele sunt cu 3 camere. Sau 7. Da. Sau 7, da? Deci toate așa, cele 10. Mai presupunem. Metoda falsei? Da. Ipoteze, da? Da. Deci presupunem, cum am spus, numărul vilelor egal 10, nu? Da. Și numărul camerilor? 40. Este? 42. 42. Și acum, presupunem că toate cele 10 vile, deci rezolvate. Presupunem că toate vilele sunt cu câte camere? Sunt cu? 3. Sunt cu 3 camere. Și acum? Hai să desenăm pe cele 10 vile. 1, 2, 3, cu formă de circuleț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și facem 3 liniuțe. Și punem 3 liniuțe ca și cum ar fi camerele. Câte camere am consumat așa? 30, nu? Deci numărul camerelor consumate, ăsta ar fi. 3 ori
10 egal cu 30 camere. Și acum... Da, câte camere ați spus că sunt? 42. 42 minus 30. Sigur că, dar să zicem câte camere nu mai rămas. Deci 42 minus 30 egal cu 12 camere. Da? De ce sunt încă 12 camere? Că provin de la cele care au 7. Da, 7. Adică, acum, astea sunt cu 7 camere. Care sunt cu 7? Deci mai sunt și cu 7. Nu sunt toate, cum am presupus noi, că ar fi toate cu 3. Sunt și cu 7 camere. Câte camere dau acele care sunt... Câte camere în plus ne dau cele cu 7? 12. Acum să vă văd. 12. Împărțit la 2. De ce la 2? 12 împărțit la 7. De ce la 7? Că sunt camere cu 7, da? Da. Păi hai să o facem pe o vilă care e cu 3, să o facem cu 7. Mai trebuie să adăugăm la 3 câte 4. Adică stai! Un echip, 1, 2, 3, 4. Da? Și iarăși am pus, din cele 12 am pus odată 4. Și iar mai pun una, 2, 3, 4. Și iar mai pun una, 2, 3, 4. Și am pus mai pe cele 12. Și așa le-am făcut pe cele de 3, punându-le câte 4, câte 4, le-am făcut, le-am transformat în vile câte 7 camere. Și scriem de pe ce asta e! 12 împărțit la 4. Pentru că asta era diferența. Când noi trebuie să mai punem încă 4 camere ca să facem 7, da? Deci 12 împărțit la 4, nu la 2. De acolo de nisa. Foarte tare, da. Da, într-adevăr, 12 împărțit la 4, egal cu 3. 3 sunt camere, sunt vile de câte? 7. De câte 7. Deci 3 vile. Câte? 7. Așa, să mă uit. O oră și 7 minute, ai avut dreptate.